Salutare, prieteni! Fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu ajunge la o etapă în viață când are nevoie de sprijin și suport. În aceste momente, orice faptă bună făcută din suflet poate îmbunătăți situația noastră emoțională și psihică. În continuare îți prezint o istorie cu adevărat neobișnuită, dar înainte de asta vreau să te abonezi la canal și să apeși pe clopoțel dacă încă nu ai făcut-o. Să începem! Rachel și Raymond Villasenor des merg la cimitirul Garden Park din orașul Conroe, Texas, acolo unde este îngropat fiul lor Joseph, veteran al forțelor aeriene al Statelor Unite. El avea 36 de ani când a decedat într-un tragic accident rutier. De fiecare dată când părinții bărbatului mergeau la cimitir, ei observau că chiar și atunci când soarele usca totul împrejur, într-un loc iarba rămânea mereu verde, anume pe mormântul fiului lor Joseph. Acest fenomen miraculos îi bucura, dar în același timp și înfrica pe părinți. Ei au început să viziteze cimitirul și mai des, în speranța că vor găsi răspunsul acestui fenomen. Și într-o zi Rachel și Raymond au văzut un bărbat care cu grijă uda iarba de pe mormântul fiului lor. Ei au făcut cunoștință și s-a dovedit că bătrânul în vârstă de 85 de ani o vizita la acest cimitir pe soția sa care decedase în 2014, după o căsnicie de 65 de ani împreună. De fiecare dată bărbatul aducea trandafiri și uda iarba de pe mormântul soției sale. Odată el a observat o tânără care plângea deasupra unui mormânt și s-a apropiat de ea pentru a o liniști. Era fiica lui Rachel și Raymond, sora lui Joseph. De la ea el a aflat despre tragicul deces al tânărului soldat și a decis că de azi înainte va avea grijă de mormântul lui Joseph, drept recunoștință pentru serviciul său militar. Când părinții au aflat despre acest gest al unei persoane absolut necunoscute, au devenit foarte emoționați și le-au povestit rudelor și prietenilor săi, iar aceștia i-au sfătuit să povestească această istorie întregii lumi. Este un simț nemaipomenit să afle că o persoană necunoscută poate să facă acest gest pentru fiul nostru, a spus Rachel.